Salutare elevi, mă numesc Violeta Popovici-Pujor, sunt profesor de matematică și astăzi vom petrece o lecție de matematică împreună, unde vom rezolva probleme cu ajutorul ecuației de gradul 1 cu o necunoscută. În manualul de algebră, al cărui autor este ilustru matematician și fizician englez Isaac Newton, scria: pentru a rezolva probleme despre numere sau despre relații între mărimi, trebuie doar să traducem această problemă în limbajul algebrei. Deci astăzi vom traduce problemele în limbajul algebrei. Pentru rezolvarea unei probleme cu ajutorul ecuației, de obicei se parcurg următoarele etape. Deci, în primul rând, vom stabili datele cunoscute, datele necunoscute și notarea cu o literă a necunoscutei, de obicei prin x. Mai apoi, vom stabili mulțimea în care poate lua valori acea necunoscută, vom stabili modelul matematic al problemei, adică vom forma acea ecuație, vom rezolva o ecuație și, în final, nu uităm să interpretăm rezultatul și să formulăm răspunsul problemei. În continuare, vă propun prima problemă, care o găsiți în manualul de matematică, problema numărul 8, la pagina 110. Dau citire acestei probleme. La dreapta unui număr natural s-a scris cifra 0. S-a obținut numărul cu 405 mai mare decât primul. Aflați primul număr. Deci, identificăm acea necunoscută. La dreapta unui număr natural, deci necunoscuta a doua noastră, este acel număr natural ce îl notăm prin x. Stabilim mulțimea în care poate lua valori necunoscuta, deci x este un număr natural. Stabilim modelul matematic al problemei ecuației. Vă recomand să aplicăm un astfel de tabel, unde în partea stângă vom identifica datele din probleme și vom stabili conexiunea dintre ele. În partea dreaptă vom scrie modelul matematic. Pentru aceasta, dăm citire încă o dată unei părți a problemei. La dreapta numărului s-a scris cifra 0. Deci, putem spune că numărul se înmulțește cu 10. Numărul este x și am obținut modelul matematic 10 dimulțit cu x. S-a obținut un număr cu 405 mai mare decât primul. Deci, formez o egalitate. 10x minus 405 este egal cu x. Sau putem obține și următoarea egalitate. 10x este egal cu 405 plus x. Deci, rezolvăm ecuația. 10x minus 405 este egal cu x, trecem x în membru stâng cu semnul schimbat, minus 405 îl trecem în membru drept, la fel cu semnul schimbat, obținem 9x este egal cu 405, echivalent cu x este egal cu 45. Deci, revenim la notația inițială și formulăm răspunsul problemei. Numărul natural inițial este 45. Următoarea problemă, deoarece suntem așa într-o perioadă când suntem în carantină și cu certitudine că ați lipit și colțunaș împreună cu părinții, iată găsiți și problema care este perfect pentru timpul în care noi ne aflăm. O găsiți și manual, problema numărul 13, pagina 110. Maria și mama ei au lipit împreună 220 de colțunaș. Maria a lipit colțunaș timp de 2 ore, iar mama timp de 3 ore. Într-o oră, ele lipeau 86 de colțunaș. Câți colțunaș a lipit Maria? Această problemă poate fi rezolvată prin două metode. Să ne aducem aminte, una din metode cu ajutorul metoda comparației, care ați studiat această metodă în clasa 6-a. Începem cu prima metodă, care este metoda comparației. Ați studiat această metodă în clasa 6-a. Maria și mama ei au lipit împreună 220 de colțunaș. Maria a lipit colțunaș timp de 2 ore, iar mama timp de 3 ore. Deci am putea să le scriem în forma unui tabel. Timpul de lipire a colțunașului de către Maria este 2 ore, timpul de lipire a colțunașilor de către mama este 3 ore. Numărul colțunașilor lipiți în acest timp este 220. Într-o oră, ele lipeau 86 de colțunaș. Deci avem o oră, timpul de lipire a colțunașilor de către Maria, o oră, timpul de lipire a colțunașilor de către mama, total au un număr de 86. Vom înmulți a doua linii cu un oarecare număr nenul, astfel încât să obținem o egalitate a unei colonițe.
De exemplu, dacă observăm că dacă vom înmulți cu 2, atunci voi obține 2 ore timpul de lepire a colțunașului de către Maria, 2 ore timpul de lepire a colțunașului de către mama și în total au lepit 86 de mulțit cu 2, care este 172. Dacă vom scădea din prima linie, vom scădea a doua linie, obținem că 2 ore minus 2 ore, 0, 3 ore minus 2 ore, avem într-o oră, mama a lipit 48 de colțunași. Deci obținem că Maria a lipit 86 minus 48, care este egal cu 38 colțunași. Bine, această problemă poate fi rezolvată și cu ajutorul ecuației. Primul pas, mai întâi de toate, identificăm necunoscuta. Vom nota prin X numărul colținașilor lipiți de Maria timp de o oră. Stabilim mulțimea în care poate lua valoarea necunoscută X, deci X poate lua valori naturale mai mici decât 86. Stabilim modelul matematic al problemei ecuației. Într-o oră, împreună lipeau 86 de colținași. Mama a lipit într-o oră cât? 86 minus X colțunaș. Maria a lipit colțunaș timp de 2 ore. Deci Maria a lipit 2X colțunaș în decurs de 2 ore. Mama a lipit colțunaș timp de 3 ore. Deci mama a lipit 3 de mulțit cu numărul colțunașelor care l-a lipit timp de 1 oră. 86 minus X colțunaș lipit de mama în 3 ore. Și formăm ecuația 2X plus 3 de mulțit cu 86 minus X este egal cu 220. Rezolvând această ecuație, desfacem mai întâi toate parantezele, deci 2X plus 258 minus 3X este egal cu 220, obținem că X este egal cu 38. Deci interpretăm rezultatul și formulăm răspunsul problemei. Maria a lipit 38 de colțunași. Următoarea problemă, la fel, o găsiți în manual. Problema numărul 14, pagina 110. Vasile a parcurs cu bicicleta distanța de acasă până la râu cu viteza de 15 km pe oră, iar la întoarcere cu viteza de 10 km pe oră. Aflați distanța dintre casa lui Vasile și râu dacă pentru tot drumul Vasile a cheltuit o oră. Este o problemă de mișcare unde avem de face cu mișcarea uniformă a unui mobil. Pentru acest gen de mișcare, notațiile sunt standard, măsurile fiind legate de următoarea formulă. Viteza este egal cu distanța supra timp sau distanța este egal cu viteza dimulțit cu timp sau timpul putem spune că este egal distanță împărțit la viteză. În continuare vom identifica acele necunoscute. De obicei, aceste probleme, în momentul când le rezolvăm, vom face un desen, unde vom reprezenta acest traseu. Deci avem A, am notat casa lui Vasile și R este râul. Acesta este traseul parcurs de Vasile. Într-o direcție a parcurs cu viteza de 15 km pe oră, cealaltă direcție, viteza a fost de 10 km pe oră. Distanța nu o cunoaștem. Știm doar că timpul parcurs într-o direcție și în alta este de o oră. Trebuie să identificăm acea necunoscută. Desigur că observăm că avem mai multe necunoscute. Una din necunoscute este distanța parcursă de Vasile, a doua necunoscută avem timpul într-o direcție și respectiv timpul în altă direcție. În cazul de față, la rezolvarea acestei probleme, am identificat necunoscuta X fiind ca distanța dintre casa lui Vasile și râu. În continuare stabilim modelul matematic al problemei. Deci avem, Vasile a parcurs cu bicicleta distanța de acasă până la râu cu viteza de 15 km pe oră. Știm că timpul este egal cu distanța împărțit la viteză. Distanța am notat pe X, deci timpul 1 parcurs de acasă până la râu va fi X pe 15. La întoarcere, viteza Vasilei era de 10 km pe oră. Deci avem timpul 2 este egal cu X pe 10. Pentru tot drumul, Vasile a cheltuit o oră. Într-o direcție și în alta, timpul 1 plus timpul 2 e egal cu 1. Și am format ecuația. X pe 15 plus X pe 10 este egal cu 1. Rezolvând această ecuație, răspundem la întrebarea problemei.
Rezolvăm această ecuație x pe 15 plus x pe 10 egal cu 1. Deci numitorul comun este 30. Bine. În cazul de față s-a găsit numitorul, este și acest numitor nu este cel mai mic, dar nu este cel mai mic multiplu comun, oricum este un multiplu și atunci obținem că 2x este egal cu 150, de unde x este egal cu 6. Deci distanța dintre casa lui Vasile și râu este de 6 km. Să vedem o altă metodă de rezolvare, fiindcă acea necunoscută poate fi și timpul în ore parcurs de Vasile într-o direcție, de acasă până la râu. Și atunci citim modelul și scrim modelul matematic. Timpul în ore parcurs de Vasile într-o direcție, de acasă până la râu, de la A până la R, nu-l cunoaștem. L-am notat prin X. Timpul de ore parcurs de Vasile la întoarcele de la R, de la râu până acasă, până la A, va fi 1 minus X, fiindcă timpul total este o oră. Distanța de la A până la R sau distanța de la R până la A este aceeași. Deci putem obține următoarea ecuație. 10 dimulțit cu 1 minus X este egal cu 15X. Rezolvând această ecuație, observăm că obținem că x este egal cu 0 întreg și 4. Ce am notat pe x? Am notat timpul parcurs de Vasile de acasă până la râu. Interpretând rezultatul, obținem că distanța dintre casa lui Vasile și râu este de 15 de mulțit cu 0 întreg și 4, care este egal cu 6 km. Ceea ce am obținut și la prima metodă de rezolvare a acestei probleme. În final, George Polea descria următoarele principii de rezolvare a problemei. Vă recomand să țineți cont de aceste principii și să rezolvați câte mai multe probleme de matematică. Unul din principiul, primul, care îl considerăm de fapt cel mai important, este înțelegerea problemei. Deseori este neglijat acest principiu. De aceea citiți o dată, două, trei ori problema până când înțelegeți și puteți repovesti această problemă. Al doilea principiu este elaborarea unui plan. Există multe metode de rezolvare a problemelor, dar abilitatea de a alege o strategie adecvată este cel mai bine învățată prin rezolvarea multor probleme. Cel de-al treilea principiu este deja îți realizezi planul, apoi revizui, te întorci înapoi și analizezi strategia utilizată. La fel este important pentru rezolvarea altor probleme. Și nu uitați, învățând matematica, înveți să gândești. Mult succes în studierea disciplinelor reale!